Suntem la fel disciplina dezvoltare personală, o resursă pentru clasa a doua. Bun găsit! Astăzi vom compara prin joc diferite lucruri și persoane, adică le vom analiza și vom stabili prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc. Vom începe prin a compara creioane, inclusiv pe cele din penarele voastre. Iată creioanele unor copii diferiți, fete și băieți. Miruna, David, Emi, Vladi, Andi, Eva. Arată la fel? Princese deosebesc. Ridicați acum creioanele din penarele voastre. Ce observați? Sunt identice, adică la fel? De ce? Princese deosebesc. Să comparăm acum alte instrumente de scris. De pildă, stilourile ilustrate. Ce observați în legătură cu mărimea lor? dar cu forma. Ce spuneți despre modul în care sunt decorate? Priviți gumele de șters pe care le-au copiii din clasa călătorilor. Se aseamănă? Se deosebesc? Ce descoperim când comparăm ascuțitori sau rigle? Să încercăm să formulăm câteva concluzii. Obiectele de același fel, precum creioanele sau stilourile, se pot asemăna sau deosebi prin aspecte precum culoare, mărime, formă, materialul din care sunt realizate. Până acum am comparat obiecte. Vă propun acum să analizăm prin ce se asemănă și prin ce se deosebesc copiii din cele trei fotografii. Ce trăsături asemănătoare au? Prin ce sunt diferiți? De pildă, unii copii sunt în natură. Alții în interiorul casei iar alții se sprijină pe o mașină. Fete sau băieți, de vârste și înălțimi diferite, ei au trăsături asemănătoare: nas îngust, piele de culoare deschisă, culoare deschisă a ochilor și a părului. Oamenii se deosebesc prin vârstă și caracteristici fizice. În imagini este aceeași persoană, la 5 ani, la 25 și la 75 de ani. Priviți aceste imagini. Ne putem da seama de unde provin aceste persoane după trăsăturile lor? Aceste persoane provin de pe continentul Asia, din Coreea, Vietnam și Japonia. Căutați și voi să localizați pe harta aceste țări. Deși trăsăturile celor trei persoane sunt asemănătoare, pielea gălbuie, fața lată, părul drept și aspru, ochii mici, alungiți, sunt multe caracteristici prin care se deosebesc. Puteți numi câteva dintre ele? O deosebire poate fi aceea că una dintre persoane poartă ochelari. Priviți cu atenție cele două imagini. Prin ce se fata și băiatul? Au pielea de culoare închisă, nasul mai lat, părul creț și buzele groase. Ce îi deosebește? Poate fi de pildă pasiunea băiatului pentru basket. Oamenii provin din țări diferite, au haine diferite, vorbesc limbi diferite, gătesc mâncăruri diferite, iar casele lor de multe ori arată diferit. Putem spune că fiecare dintre noi provine dintr-o cultură diferită. Priviți cu atenție imaginele celor patru femei din Pakistan, România, Turcia și Rusia. Hainele pe care le poartă ne vorbesc despre tradițiile lor. Uneori, unii dintre prietenii noștri, poate chiar colegii de clasă sau părinții lor, s-au născut în alte țări și poartă cu ei tradițiile și obiceiurile acelor locuri. Oamenii provin din culturi diferite și totuși sunt prieteni. De exemplu, Ilonga și Ianoș trăiesc în România, dar s-au născut la Peci, în Ungaria. Le plac mult dansurile ungurești, iar la zile de sărbătoare poartă costume tradiționale colorate. Ashima vine din India și poartă zi de zi o rochie numită Sari. Nitaia este din Thailanda și aceasta este ținuta ei când merge la templu, acolo unde se roagă. Până acum, numai deosebiri, Ashima și Nitaia sunt profesoare și au aceeași înălțime. Iată și un exemplu din portul popular românesc din Bucovina. Tu ai un element al portului popular acasă? o ie, un brâu, o fotă sau o cușmă, poartă un element al portului românesc, făți o fotografie și realizați în clasă o expoziție cu obiecte ale portului popular. Oamenii nu doar că se îmbracă diferit, dar au și sărbători variate. De exemplu, sărbarea anului nou chinezesc durează două săptămâni. Un dragon care dansează și scoate flăcări pe nări se crede că aduce noroc tuturor. Voi cunoașteți și alte costume sau tradiții care vin din alte culturi? Vă invit la un joc intitulat Vânătoarea de Comori. Comorile sunt chiar trăsăturile voastre fizice sau sufletești. Lucrează individual și completează pe o fișă sau pe caiet cel puțin Doi colegi care se potrivesc descrierii, de exemplu, au părul castaniu. Verificați apoi în grupuri de câte trei elevi cum a completat fiecare. Ați aflat ceva nou despre colegii voștri prin acest joc? Cu cine vă asemănați și de cine vă deosebiți? Puteți expune fișele ca într-o galerie, astfel încât fiecare dintre voi să citească ce au completat ceilalți. Nu uitați! Fiecare dintre voi este unic, special, irepetabil prin caracteristicile sale personale. Cunoașterea, intercunoașterea și autocunoașterea sunt procese care au loc pe tot parcursul vieții.